Guvernul a decis astăzi că în supermarketurile din mall-uri vor avea acces și persoanele fără certificat verde, dacă vor fi amenajate culoare speciale. Iar cei care călătoresc vor avea mai mult timp la dispoziție să completeze formularele de localizare la sosirea în țară. Teatrele, cinematografele și restaurantele vor funcționa după aceleași reguli. Dacă rata de îmbolnăvire este de sub 3 la 1000 de locuitori, spațiul poate fi ocupat doar pe jumătate și în proporție de 30% dacă rata depășește 3 la 1000. Pe de altă parte, începând de luni, cei care nu au certificat verde vor putea intra în mall-uri și centre comerciale, însă doar pentru a merge la hipermarketurile din interior, care comercializează produse alimentare de bază. Pentru asta, autoritățile cer culoare speciale. Dar va trebui stabilit clar 4 metri pătrați pe persoană, fiecare persoană intră cu căruciorul ei și pleacă cu căruciorul, lasă afară și poate intra alta persoană dacă se atinge numărul maxim de persoane. Am solicitat ca toate magazinele să aibă același regim. Cele care erau localizate în interiorul mall-urilor aveau un regim diferit față de celelalte, pentru că accesul la aceste magazine era condiționat de prezentarea anumitor documente. Au fost schimbate și regulile pentru formularul digital de localizare la intrarea în România, PLF. În primul rând, avem mai mult timp la dispoziție să completăm acest formular. Dacă până acum trebuia cu 24 de ore înainte de a ajunge la graniță, autoritățile au decis să extindă la 72 de ore, la care se adaugă încă 24 de ore după sosirea în țară. Sunt exceptați piloții, personalul feroviar sau șoferii nevoiți să treacă granița în interes de serviciu. Și a fost redusă și valoarea amenzilor pentru cei care nu completează acest formular. Dacă până acum erau între 2000 și 3000 de lei, pragul minim a fost redus la 500 de lei. Guvernul a adoptat și regulile europene privind folosirea certificatului verde pentru călătorii. Dacă au trecut mai mult de 270 de zile de la cea de-a doua doză, atunci este necesară administrarea unei doze de booster. Acest lucru vizează numai partea de călătorii în interiorul comunității europene. Se prelungește și perioada de folosire a certificatului verde, până pe 31 decembrie. Oficialii europeni au hotărât inițial să fie valabil doar până pe 30 iunie 2022. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.